Domnule primar, unde mergem acum? Spre ce obiective? Mergem la de dumneavoastră în comuna Tătărani? Mergem la școala din satul Priboiu, care vrem să o reabilităm și să facem o grădiniță cu program prelungit sau un after school. Am înțeles, e o școală veche pe care se fără geamănă cu școala de la din satul Căprioru și deja lucrăm la documentație. E aproape la 90% executată documentația. Urmează să vedem să se dea drumul acum pe ce axe, undeva la port, să ne ducem ca să facem. Am înțeles. Un proiect prin finanțare europeană, nu prin fondurile noastre proprii. Prin finanțare europeană, sunt fonduri europene. Din bugetul propriu, prin 10 miliarde, să dai salarii, să dai cofinanțări și ce mai ai, nu se ajunge nici de supraviețuire 2-3 luni de zile. Și dumneavoastră ați făcut foarte multe, am văzut noi așa, întreagăt în localitate și nu numai întreagăt, că am venit de foarte multe ori în comuna dumneavoastră, că nu sunteți primar de ieri, de azi. Sunteți la al câtelea mandat? Ca să la al șaselea mandat. Al șaselea mandat. Bravo. Și un mandat de viceprimar. Ce au avut oamenii ăștia după o ales de 6 ori? Ce? Nu mai au găsit pe altcineva? Ce s-a întâmplat? Oamenii nu se mai ia după promisiuni decât pe hârtie și votează omul faptelor, omul care face treabă și a făcut treabă, deci în comună. Dar a contat, am văzut eu că am urmărit un pic așa activitatea dumneavoastră, modul de comportare în comunitate și atitudinea pe care o aveți față de ei, deschis, jovial, cordial, comunicativ. Eu provin într-o familie numeroasă, o familie de oameni muncitori, care am plecat de undeva de jos, inclusiv cu studiile, inclusiv cu școala, și știu ce înseamnă traiul de la țară, știu ce înseamnă să fii în mediul rural. Oamenii când vin la primărie, în primul rând felul cum te comporți și felul cum îi primești și felul cum le vorbești și nu te cobor la nivelul la unii dintre ei. Am o chestie mea pe care o spun toată viața mea și la copii și la prieteni și la dușmani. Nu te uita cum arată omul care ține în față și nu te uita cum are portul, pentru că s-ar putea să fie mai deștept ca tine de 1002. Deci explică-i omului pe înțelesul omului. Asta mă lupt la primăria Tătărani, să explice pe înțelesul oamenilor. Nu toată lumea, deci, se pricepe și da, înțelege administrație. Mai aveți probleme cu funcționarii care nu... Mai am câțiva care, îmi pare rău că o spun pe această cale, le-am spus să uite, deci, necazurile, fiecare avem necazuri și probleme, să le uite și să le lase acasă dimineața. Așa, aici mai am pentru că coborâm, da, aici coborâm la Priboiu. Așa, și ia să vedem unde ne duceți. Căminul cultural, un consilier, viitor consilier AUR, întreba, uitați-vă și dumneavoastră, căminul cultural, câți bani să bagă, deci, în acest cămin cultural. A fost reabilitat, am avut niște probleme după reabilitare, aici unde stăm noi, deci punza freatică este la 70 cm. Foarte aproape. Foarte, deci aproape de. Și în interior picau pereții, se exfoliază, am făcut o lucrare foarte de amvergură, deci cu tot ce cere Uniunea Europeană, deci acum cu încălzire pe fotovoltaice, cu aerisire, cu e un cămin local, banii, deci tot PNRR, deci tot fonduri europene. Am văzut căminul cultural, grădinița aici. Din satul Priboiu, care urmează să o reabilităm tot prin POR. Vom face încă o mică extindere pentru, așa cum cere de normele europene, și aș vrea în viitorul apropiat, dacă vreți să mergeți,
în viitor apropiat, în afară că am reabilitat tot ce se poate, deci să reabilităm tot ce se poate reabilita, vrem să achiziționăm acest teren care este la un bucureștean. Aha, terenul ăsta de aici. Să-l achiziționăm ca să fac un spațiu de joacă pentru copii. Avem magazia de lemne care nu este încăpătoare și vrem să o eliminăm pentru că nu mai magazie de lemne, înțeles. După cum o vedeți, nu este, da? Să o eliminăm și vreau să o fac pe latura lateral ca să poată să și medicii de familie să și farmacia să aibă deci lemnele ca să pentru încălzirea centrală la dispensarul uman. Câte grupe de copii aveți aici la copii? Avem două grupe de copii. Două grupe de copii. Deci și asta o reabilităm. E imperios necesar. O să vă ducem să mergem și la Căpliorul, pentru că este soră geamănă cu cea de la Căpliorul. Și trebuie să avem spații adecvate pentru desfășurarea activității școlare. Mai ales că la noi, la Tătărani, suntem printre prima comună din județ care dăm adevărata masă caldă, adică masă sănătoasă, da, și caldă, pentru că am luat legătura cu o firmă de catering care are și le aducem la copii exact în fiecare zi să servește de masă sănătoasă. Școlarizați pe teritoriul comunei? Copii la toți, de 347 de copii. Aici am gândit și am făcut din fost sediu de primărie, a fost satul primăriei, deci a fost, a fost primăria, a fost comună împreună cu Sturzenii de la Cândești. Și era magazin sătesc. Al cooperației. Al cooperației. L-am achiziționat de la cooperație, am dat ceva bănuți pe el și am gândit să facem un dispensar uman cu farmacie, pentru că e un pic de distanță Tătăranii de satul Pribău. Asta este școala în care am învățat și eu. Eu mi-aduc aminte, știți de ce mi-aduc aminte de școala asta? Când ați preluat dumneavoastră odată un mandat, ați făcut aici. Aici s-a făcut, când am candidat în anul 2004, am avut Simona Dinescu, în curtea Micușorul Erdan și pe Aurelian Preda. Da, domnul primar. Curtea asta era plină. În 2004 s-a întâmplat. În 2004 s-a întâmplat la lansarea candidaturii mele. Această școală s-a închis de lipsă de copii și vrem să o reabilităm și să facem programul școală după școală. Am vrut să facem un pentru bătrâni, dar un cămin de bătrâni, dacă o vedea și o vedea, e imperiu necesar și la Tătăran un cămin de bătrâni, pentru că sunt bătrâni rămas singuri? Sunt mulți bătrâni care au rămas singuri, au copii plecați în străinătate, care nu au timp. Sunt părinți care chiar și din comună care sunt la azil și se roagă pe ultima sută de metri să-l mai aducă măcar o dată acasă în cuibul lui de unde a plecat, unde a crescut și unde a muncit. E trist. Deci este trist și trebuie să facem ceva. Lucrăm la sistemul de canalizare prin poim. Mare de lucrat, cred că un an jumate și va fi gata canalizarea în comuna Tătărani. Avem probleme un pic cu apa și cer locuitorilor comunii să înțeleagă compania de apă, pentru că s-au racordat. Am văzut că vin la dumneavoastră. S-au racordat foarte mulți oameni, s-au racordat la sistemul de apă. Și era preconizat în proiect, eu am băgat această apă prin programul SAPART, era preconizată pentru 1000 de gospodării. Au venit, s-au racordat foarte mulți oameni și mai nou, legătură în colaborare cu compania de apă, probabil în bugetul de anul viitor, să mai execute un puț, neapărat al treilea puț, ca să poată să satisfacă doleanțele cetățenilor cu apă potabilă. Dar gaze naturale, rețea de gaze naturale la Tătărani, vine vreodată?
Gaze naturale sunt foarte avansat. Guvernul României mi-a alocat suma de 98.000, deci 98 de miliarde. Bravo, în discuțiile avute cu domnul președinte Cornelu Ștefan, nu se poate deci înființa sistem de distribuție apă, gaze naturale în comuna Tătărani cu suma de 100 de miliarde. Vom primi deci alte finanțări pe Angel Saligny și vom aduce gaze, deci gaz nu de sondă cu Mare Voineștiu și Măneștiu, gaz din Transgaz. Suntem aici la biserica de la? Din satul Priboiu. Priboiu. Cea mai mare, cea mai mare biserică. Era un gard foarte prăpădit, un gard vai mama lui, deci dărâmat, prăpădit și am alocat suma de 1.800.000.000, cam așa, cu aproximație, din bugetul, bugetul local, și am sponsorizat biserica din satul Priboiu. Ia către ce gard, ce minunăție de gard am făcut. Biserica și clădirea aceea ce e... Și vrem să continuăm. Domnul președinte Cornelu Ștefan ne-a spus că vrea în asociere cu consiliile locale la fiecare, da, PJDL-ul, să facem câte o, în fiecare an, câte o capelă mortuară în fiecare, la fiecare biserică și în fiecare sat. Și ar fi un lucru extraordinar, avem teren, avem unde să facem și capela, e necesar, imperial necesară să facem capela mortuară, chiar dacă nu se face cu PJDL-ul, deci sunt foarte hotărât să facem în fiecare biserică câte un... cât o capelă mortuară, pentru că la noi, la Priboiu, duce deci în, cu o porniță, e ceva improvizat, unde aduce mortul și îl ține acolo, e ceva improvizat, adică ce vrem să facem ceva frumos pentru toate bisericile paraza comunității. Și în spatele nostru, acelea, și am mai văzut în tranzitul nostru prin localitate, panourile astea solare la ceva. Avem 11 centrale fotovoltaice, la fiecare punct de aprindere, deci în fiecare sat, avem 11. Din asta suntem printre primii prosumatori în județul Dâmbovița. Livrați și în rețea? Da. Plăteam foarte mulți bani la consumul de comuna, este foarte întinsă, și plăteam foarte mulți bani la din bugetul local pentru iluminatul public stradal. Și am gândit chestia aceasta și am zis, domnule, zic, e un lucru extraordinar, suntem prosumători, n-a calculat. Și acum ai plătit ceva? Și acum o să vedem că... Ce ar însemna ca economie la bugetul local? Mai mult 3 miliarde de bani. Mai vreau să vă spun că mai avem în lucru 12 stații de electrice de încărcare, deci a mașinilor. Suntem foarte avansați, am dat locațiile, vine cam pe fiecare sat câte două pentru să preconizează ca mașinile electrice să ia. Cu mașini electrice sunt în comună până acum, avem, aveți 2-3. Avem mai multe. Și unde a zis că mergem acum, că mergem la nou sediu de primărie, care locația undeva, în locația, da, nou, da, da, da. Da, da, da. Unde și când v-ați propus să ridicați CNI, deci am fost deja la Compania de Investiții, Națională de Investiții, am fost acum 2 săptămâni chemat pentru susținerea deci acestui proiect. Am spus că este imperios necesar, că după cum bine a văzut, trebuie aglomerată în clădirea din stradă, acolo la primărie și amprenta la sol cu totul, cu clădire, am 100 de metri pătrați. Deci am achiziționat de la Federal Coop acest magazin universal. Ați văzut proiectul? Cum arată? Superb! Exact cum se pretează la, cred că va fi cea mai modernă sediu de primărie după Valea Dâmbovița. Se pretează exact tip castel. M-a întrebat cei de la CNI, domnule, zice, de ce mai bine să faci o clădire din nou? Nu e adevărat. Deci foarte solidă, parter și etaj. Da. Nu am la primăria Tătărani sale de Consiliu ca lumea. Nu am la primăria Tătărani sală de cununii, așa cum trebuie. Acum, să fac.
nu, să nu fiu și nicio rău așa să vă dojenez. Păi de ce n-ați făcut în atâtea mandate în sediu de primărie? Fiindcă prioritar am trecut alte investiții care erau imperios necesare față de sediul de primărie. Bun, vedeți? Asta e răspunsul care vă așteptam. Voi achiziționa și această căsuță, da? Uh-huh. Unde îi vom da o utilitate ca să mă alergesc. Va fi ceva modern. Ați negocia cu proprietarul? Ceva, da. Dar atent că e al doilea imobil pe care vreți să-l achiziționați. Unul cu roșu și unul. Corect. Mai aveți da. Unul? Mai am. Mai aveți. Și vreau în spate acolo, deci sunt niște cetățeni din Târgoviște, să mă extind și aș vrea să fac o piață agroalimentară în spatele primăriei. Cu intrare poate să intre oamenii, toată lumea vine la primărie și având o piață agroalimentară. Deci, să spun omul, un lapte, o brânzică, ceva și eu zic că s-ar preta deci aici să achiziționez tot terenul în spatele ăsta pe care îl vedeți, mai face ceva de lăsimea asta. Separată. Facem intrare separată spre, da, spre piața idee, agroalimentară și eu zic că o să fie deci ok. Am ajuns la grădinița de copii cu program normal. Foarte frumos arată. Când ați dat-o gata? Când ați reușit să o definitivați? În 2019. Și aici era deci un total Federal Corporation, era o fabrică de sucuri, de sucărie, de SMA-ul. Am părâmat clădirea veche? Nu, am reabilitat-o. Dar, e da, și am extins, dar a ieșit ceva de vis. Tot ce trebuie de ce au copii, am clasa pregătitoare, pentru că o să vă spun de ce am în proiect și școala din satul Tătărani. Să fac extindere de două săli de clasă, pentru că îmi trebuie neapărat clasa pregătitoare să nu mai fie deci aici, clasa pregătitoare, să fie în școală. Să fie în școală, da? Și mai fac un cabinet de informatică, facem și o sală de educație fizică și sport, atât la școala din satul Tătăran, cât și la școala din satul Căprioru. Spațiu nu vă permite să o faceți și grădință cu program prelungit, cum am mai văzut în alte părți? Nu. Nu vă permite, dar vreau terenul din față. Atâta cât ține, dacă vedeți, a venit proprietara, da, proprietarul, da. Și s-a rugat de mine, vom găsi bani, pentru că eu la primăria Tătăranii, dacă găseam și eu măcar un teren sau două terenuri ale UAT-ului, ca să pot să fac ceva. Eu zic că este super ok acolo ca să se plimbe copiii și să se joace deci în... Da, e bine că vă gândiți să lăsați și administrației publice locale un patrimoniu. Școala din Tătărani, nu mai oprim să o vedă, deci am lucrat și lucrăm la documentație ca tot prin POR. Să facem sala de educație fizică și sport, asta este. Am închis cu gardul, după cum vedeți, tot am frumos. Urmează și gardul din față să facem ca lumea. Și aici va veni extindere în această parte de două săli mari de clasă. Tot ce cere deci modern, acum Uniunea Europeană. Dar parcă ați mai făcut o extindere aici. Da. Cu fotovoltaice, cu exact cu... mai ales că dacă avem canalizarea, deci acum s-a lucrat la sistemul, s-a lucrat la sistemul de canalizare, deci o să rezolvăm și problema din școală, adică a foselor. Am lucrat la metrologie la Oțelinox. Dumneavoastră? Eu. Când a venit firma Samsung Deutschland și a luat și a privatizat Inoxul, primul lucru, eram lider de sindicat. Primul lucru care îl făceau... Care ați învățat să aveți gură mare. Da. Da. Bine, cu muncitorul să lucrează altfel față de la țară. Da. Și la țară mai folosești parul sau ce? Și primul lucru care l-a făcut, așa, avea maestru biroașului de 3x3, șeful de echipă biroașului de 3x3, inginerul șef biroașului de 3x3 și a spus, dom'le, ce se întâmplă aici? Fiecare cu biroașul lui? Fiecare cu biroașul lui, de să încuia, de scoia, să descuia. A zis omul, nu. Să desfințează tot și vrem să ne vedem unul cu altul. Așa este. Da? Un singur supervisor care îi superviza. Da, bravo. Da. Uitați podul la reabilitat. Consiliul Județean, că este drum județean. De la reabilitat e totul ok.
Aici în stânga, deci a fost târgul săptămânal. Da. Care din lipsă de consumatori, da? Nu s-a putut păstra. Aici am proiectul pentru parc fotovoltaic pentru tot ce înseamnă în toată zona asta. În toată zona asta, în el. Ce suprafață? 4600 de metri pătrați. Da. Deci intrăm și aici. Intrăm să vă arăt ce-mi fac opozanții mei. Da. Uitați ce parcare deci am făcut la stadionul de, da, de fotbal. Da. Adică în ligă joacă în Liga 4. Oglinda comunii tătărani, asta este. Pentru că vin și clădirea de acolo vestiare, vin aici am grupuri sanitare, da, vestiare moderne și vreau viitorul proiect care va fi acolo în față, cu 40 cu 20, să fac teren de sintetic pentru copii, pentru școlari, bravo, pentru vin foarte mulți copii și ăsta e prea mare teren. Da, l-am văzut, bravo. Deci fața comunii aici o arătăm în fiecare sâmbătă când se prezintă din tot județul autocare, mașini, spectatori, pentru ce era atâta de urât era aici. Voința Tătăran se cheamă. Voința Tătăran. Clubul dumneavoastră. Clubul, da. Probabil vă mai extinde un pic pentru că asta e tot terenul dumneavoastră al primăriei. Da, da, da. E parcarea. Aici va fi parcul fotovoltaic, nu? Înăuntru nu încinte. Și mai acolo. Aici nu. Am înțeles. Deci dar de ce n-a mers cu târgul? N-au venit. Nu a mers că nu veneau cumpărători. Adică aveam totul. Veneau producători. Veneau producători și nu veneau. Aici este scena de evenimente pentru ziua, da, comunii și orice evenimente de ce avem. Ați avut fain de ziua comunii. A fost super, super. Am avut pe Ienceanu care a dat cel mai mare spectacol de când sunt eu. Da. S-a întors lumea de acasă la orele 20. S-a jucat, s-a dansat. Acum suntem că trebuie să aflăm și unde, în ce sat suntem acum. Intrăm în satul Gheboieni. Gheboieni, da. Și o să vă arăt aici, în afară de căminul cultural, care l-am reabilitat, fac nunți, am terasă modernă. Vreau să vă arăt terenul care l-am achiziționat pentru bazinul de apă. Este undeva acolo sus în pădure, unde se vede sus în pădure. Unde se văd copacii aceștia. Mai nou, da, mai nou pădurea este la proprietari. Bazinul de apă e așa cum este, e sus acolo, e... Aici, la căminul cultural, este super, super, super cu tot ce trebuie, deci se poate ține. Când am mai trecut noi pe aici, nu aveați făcută incinta asta aici? Nu, am făcut pentru vara, deci este, da, e ceva super. Și în asta se organizează evenimente de familie. Evenimente de familie. Nu, avem, avem bucătărie, da, deci avem suflet, grătar afară, avem tot ce ne trebuie. Terenul pe care îl vedeți dumneavoastră, deci aici, l-am luat, sunt 1800 și vreo 30 sau 50. Unde să văd pomii ăștia? Unde să văd pomii ăștia, din gard până în gard. Da. A venit acum compania de apă ca să înceadă, pentru că a gândit și este o gândire foarte bună, gândesc eu o gândire așa foarte bună, ca să nu mai urce, deci, la bazinul vechi, care nu am decât la amprentă, deci atâta cât e bazinul de 300 de metri, și vrea să monteze, dacă ați văzut undeva la Dobra, un bazin la suprafață, din ăla din metalic, din făcut ca lumea, de 300 de metri cub și vrea să plece apa stânga, dreapta, să plece prin pompare către... Să nu mai existe probleme. Să nu mai existe probleme că prin cădere. L-am pus la dispoziție 300 și am avut un consiliu local, 350 de metri pătrați. L-am pus la dispoziție prin hotărâre consiliul local ca să poată să-și înceapă activitatea, să-și facă tot ce trebuie. De ce? Că nu vine numai bazinul, vine spație de clorinare, da, vine mai multe chestii. De amenajare. Și în spatele lui vom face, l-am pus la dispoziție pentru SRM-ul pentru gaze. Deci, măsurare. Corect. Deci, de aici. Reglare, mă. 17 km jumate la Brătești, deci o exact pe undeva pe limită, pe pădure și mi-aduce, deci
Aici e punctul de intrare. Aici e punctul de intrare în comuna Tătărani. Eu porțiunea asta de Isla sau ce e pășune comunală o urmăresc de foarte mult și îmi plăcea cum arată așa, vedem casa aceea în colț, aici câteva animale. Ce se întâmplă cu suprafața asta de teren? Suprafața asta de teren este izolat. Da. Acolo a fost dispensarul veterinar. Clădirea aceea părăsită? Clădirea aceea. Sunt 400 de metri pătrați cu intrare spre dispensarul veterinar. Văd că nu mai are nimeni grijă de... Dar oricum e al nostru și să vedem ce soluție găsim. Dar vreau să vă spun că... pentru două făcuțe. Sau maxim trei văcuțe. Păi n-am văzut niciodată aici, păstând mai mult de două, trei animale. Primarul de la Mănești a luat în izlaș și a dat pentru tinerii pentru cămine de casă. Primarul de la Dragomirești, colegul meu, a dat pentru cămine de casă. Voi consulta populația din satul Ghebuieni. Un referendum local. Da, îi voi consulta. Deja am o cerere pentru o pistă de motocross. Le trebuie exact toată suprafața, că vreau să fac un campionat național, da, și european. M-a întrebat oamenii unde poate să servească, deci unde poate să avem unde să locui, că este, deci, este de ajuns, casa de nobil, este de ajuns, da. Și ar fi, le place, deci ce poate să reabiliteze ca să facă exact așa cum trebuie. Vom face, deci, o consultare publică cu cetățenii din satul Ghebuieni, să vedem ce putem. Ori îl dăm la tineri, să faceți un cartier, să fac un cartier rezidențial așa pentru tineri, cu 500 de metri pătrați de 5 hectare și are și exact în casa de vă place, deci acolo, da? Adică amenajat, făcut cu toate condițiile, ori, dacă nu, trebuie să ne aducă și nouă un profit. Domnul primar, cu dumneavoastră am obosit numai plimbându-ne pe la investițiile pe care le-ați materializat, pe care le mai... Comuna este foarte mare. Da, întinsă, într-adevăr. S-a băgat canalizare, s-a băgat apă. Și acum urmează să... Deci urmează ca să asfaltăm. Noi avem prin programul PJDL și prin Angel Salini am semnat contractul, urmează să vedem ce firmă va lua aici câștigătoare, județean, da. Dar m-a cam încurcat acum că trebuie să se taseze ca să pot să intervin eu cu asfaltul. Ca apoi să lasă, nu? Să lasă și avem probleme. Așa că mai așteptați. Mai așteptăm. Mergem la biserică, uitați aici ce extindere le fac. Pentru că acolo era gărduțul, nu era mai sus, era gărduțul pe limită de biserică. Și am gândit tot ce se aruncă de la canalizare și apă, să le fac eu. Le facem încă un teren până pe această parte ca să poată să adică se schimbe pământul care rezultă din excavare. Da. Uitați aici, deci în jur de 4 miliarde, da. 4 miliarde, deci primăria Tătărani am alocat în jur de 4 miliarde pentru s-a făcut aici n-am ajuns niciodată. Este o frumusețe, da, deci o sală de mese modernă. Ați inaugurat? Da, a fost inaugurat, da. O sală de mese modernă, sus au două apartamente pentru casa parohială, deci ca preotul. Administratorul de parohie. Și banii de unde au venit? Banii am dat în bugetul local. O să vă invit când vă fiți preoți aici să vedeți adevărată frumusețe ce ai. Eu am crezut că e o vila cuiva sau șapuri. Nu, sunt doi preoți harnici. Am gândit că să aibă fiecare, deci sat, să aibă parte de cât un obiectiv, așa cum trebuie. Dacă aici comunitatea se lucrează la sistemul de apă în satul Ghebuieni, se lucrează la sistemul de canalizare în satul Ghebuieni, ați văzut, deci, la biserică suntem asfaltările, uitați-le, deci, și urmează, deci, să asfaltăm, să nu rămână străduță neasfaltată în tot satul și în toate satele. Am gândit și gândesc în viitor, probabil cetățenii o să fie în asentimentul meu,
să vin pe toate astea care au fost asfaltate și mi le atacă cei cu compania de apă, da? Cu Popoim, să vin cu un strat de asfalt, nu știu cât m-a costat, ce 4 cm de uzură să dau, să le iau din nou toate care au fost asfaltate. Oamenii care vin din afară cu aceste lucrări, unde se prezintă? La primar. Trebuie să le pun spațiul la dispoziție, pentru că uitați ce este în curtea școlii. Adică unde putea să ducă oamenii ăștia în satul Ghevoieni, că astea sunt toate ce vedeți aici, numai utilaje, pentru satul Ghevoieni. Unde putea să ducă acești oameni toate astea pentru satul Ghevoieni? Da. Și am zis, dom'le, haideți, întrucât nu mai e funcționabilă școala. Școala este, o să o vedeți înăuntru cum arată, este pur și simplu terminată în proporție de 90 și ceva la sută, deci este terminată. Uitați-vă și toată, nu are planșeu, da? Nu are, s-a infiltrat apă. Nu are condițiile care trebuie să mai funcționeze o școală. Dar ce vreau cu toate? Uitați și dumneavoastră, deci aici, cum arată o sală de clasă, vă rog să prindeți acolo sus, că îți dă drumul și de... Și cărcotașii, ce vreau să... Cărcotașii spune că se reabilitez și se dau drumul la școală. Copii nu mai sunt. Am două microbuze care o să-mi vină al treilea acum electric, da? Hibrid. Și copii nu mai fiind copii. Ghebuieni, satul Ghebuieni este foarte aproape de Târgoviște. Și câte 4-5 și duce la Târgoviște unde au ei serviciul părinții, da? Și atunci zice cârcotașii, și dom'le, cum? Aici vreau. Și pot eu să fac tot așa, deci o consultare publică cu cei din satul Ghebuieni și pe această cale vreau să le aduc la cunoștință, vreau să fac o sală mare de sport. Nu am spațiu. Lângă școli, cele două școli funcționabile, voi face două săli de educație fizică și sport. Dar ar trebui ca asta să fie demolată, nu? Da. Și asta se poate demola prin hotărâre de Consiliul Local. Și spune, reabilitează. Ce să-i fac eu la asta, oameni buni, să reabilitez asta? Și pentru ce? Da, adică dacă nu mai avem numărul de copii ca să învețe în ea, vreau pe această cale să vadă oamenii că să lucrează, deci, în satul. O să merg pe stradă să vă arăt acum cam cum arată, deci, canalizarea. Ia uitați dumneavoastră, ăla este racordul, ăla este pentru canalizare. Da, și aici și ăsta este racordul pentru apă. Da, cu robinet. Adică, decât omul să se lege de acolo apometru, aici vine apometru, cu tot ce ne trebuie ca să fie treaba așa cum trebuie la în comuna Tătărani. Nu te poți duce la om să-l amendezi când îți dă fecalele în șanță. Dacă nu ai tu o alternativă, ca să știi, dom'le, am canalizare. În momentul când ai canalizarea, da? Când atunci... o intra în funcțiune rețeaua de canalizare, cei care au fose septice le mai pot folosi sau ce se întâmplă? Cum e legislația? Își leagă fosa septică și o leagă în canalizare. Da? Fosa lui septică nu are nicio problemă și o leagă în canalizare și dă drumul în canalizare. Centralizat. Domnule primar, știu că dumneavoastră ați pornit în forță așa un program de reabilitare și modernizare a tuturor străzilor din comuna Tătărani și ați oprit acest proces din cauza faptului că mai intervin prețelele astea cu de apă și canalizare. Dar oamenii ce spun... au înțeles situația dată? Unii nu. Adică prin programul PJDL, deci aveam de asfaltat 41 de străzi. Intervenind și începând pe Poim, care eram și eu sceptic la un moment dat că nu o să se mai înceapă, făceam marea prostie, îmi pare rău la căpriorul, deja am asfaltat 3 străduțe și acum plâng când le sparge. Da. Bine că mi-a turnat numai primul strat. Rog cetățenii comunității Tătărani. Unii spune că ai făcut Dallas în Căpriorul și la noi n-ai făcut nimic. Ai făcut Dallas în Ghevoieni și la noi n-ai făcut nimic. La toate le vine rândul, mai ales asfaltările. Nu se poate, nu am curajul, pentru că eu la Ministerul Dezvoltării am dat o declarație pe propria răspundere care e literă de lege. Nu asfaltez un metru de asfalt, niciun drum, până nu am utilitățile, canalul și apa terminat. Pare ilogic să asfaltați înainte de a se definitiva
programul ăsta de... Corect, corect. Uitați, intrăm pe o stradă acum care, spre surprinderea mea, da? Bine, asta e tasată. Asta e tasată, e ok. Aici a lucrat cu racordurile în curs, tot a lucrat de firma, este tasată. De ce nu vii să torni asfaltul? Vă rog să vă uitați. Uite asfalt turnat. Pe bucățica lor, vă rog să faceți asfalt turnat. Oameni buni, pe ăsta e asfalt turnat, ori s-a lăsat pământul sub el, zic eu, cu totul, ori s-a lăsat pământul sub el, oriceva s-a întâmplat. Să vă duc pe o stradă pe Pisicești, unde îmi spune că nu poate să intervine ca să întoarne asfaltul și vine iarna. Vă rog să vă uitați aici. Aici a fost introdusă deja conducta. Aici e introdusă conducta și este și deci, făcute racordul, uitați-vă la oameni, tot făcut, da. Ce trebuie. Vine doamne și toarnă asfaltul și spune doamne, nu avem bani, n-am în casa niciun ban. Dar ce mă interesează pe mine sau pe cetățean că ai tu sau n-ai tu bani? Uitați-vă de omoară oamenii mașinile deci aici, nu au oamenii dreptate, asta s-a putut turna. Dar nu vine la mine să-mi spui că eu sunt condiționat de ei pe străzi de care n-a fost asfalt și am zis, dăm ok-ul ca să pot să torn asfalt eu, prin PJDL. E prevedere contractuală ca să... Dar ei, prefacă. Ce mi-a spart aici, prevedere contractuală ca să refacă, să mi aducă la starea inițială de fapt. Aici, unde nu am proiect să asfaltez, da? Cum e asta? Am proiect să asfaltez. E, nu mă lasă să asfaltez, că nu mi-a adus stațiile. Adică la ulicele care sunt mai jos și trebuie să bage stație electrică să împingă, da? Să împingă, da? Zice, doamne, nu avem bani, mă costă 150 de milioane o stație. Păi, dar pe cetățean sau pe mine nu mă interesează dacă ai bani sau n-ai bani, da? Te-ai apucat de treabă. Probabil nu ai nicio de asta de plată pentru că ai cererea de plată, dar nu ai... Nu ți-a dat finanțarea că ceva nu e în regulă. Îi rog pe cetățeni, încă o dată pe această cale, să mai suporte un pic. Toate se vor rezolva. Acest contract nu are treabă primarul comunii Tătărean. Noi suntem beneficiari acestei lucrări, dar eu sunt alături de ei și îi susțin ce aici. Avem dispensarul. Da, am venit cu dispensarul, da, la inaugurare. Unde este cel mai modern dispensar. Mai nou, acum vreau să fac la etaj, mai am o cameră de închiriat și pentru pensionari și pentru oamenii care cred că merită, aducem o firmă, deci un cetățean din comună, o persoană foarte deșteaptă care face masaj și tot ce trebuie și pentru pensionari, mi se pare că undeva la 15 lei. Și atunci o să vină la 15 lei. Adică, corect. Asta este grădinița din satul Căpriuă. Da. Asta este soră geamănă cu ceară la Priboie. Deci da. Urmează și aceasta păpor. Deci reabilitare, extindere, modernizare, grădiniță. Căminul cultural l-am dus pe CNI și asta trebuie modernizat într-un viitor apropiat. Școala. Școala din satul asta e opera mea, de școala îmi pare bine că arată exact așa cum am lăsat-o. În spatele școlii am achiziționat un teren pentru să le fac o sală de educație fizică și sport. Bravo, că nu era o magazie acolo. Da. Inclusiv la biserica din satul Căpriuăru am alocat suma de vreo 450 de milioane vechi. Da, uite, au și aici casă parohială. Da, nu, asta e muzeu. Muzeu. Am alocat suma să facă tot ce trebuie să-și facă aici și îi voi ajuta și pe cei din satul Căpriorul să-și facă, deci... Muzeul satului Căpriorul, cine muzeu. Administrează? Parohia? Parohia. Da, este făcut de ei? Da. Da, bravo. Făcut de parohie. Călătoria noastră prin comună dumneavoastră se apropie de... Mare comună, cred că ne-a luat 4-5 ore. Mai avem nevoie de o incursiune la dumneavoastră ca să ne definitivăm planul ăsta de a trece în obiectivul nostru toate investițiile și tot ce v-ați propus. Plus să mai discutăm cu dumneavoastră că văd că sunteți un om volubil, comunicativ. Aveți multe de spus și multe de făcut aici la Tătărani.
Uite că am ajuns din nou la primăria, care nu peste multă vreme nu va mai fi primărie. Ce va rămâne aici? Îi vom găsi, deci... o altă destinație, da. Pentru că fostul sediu de primărie, cel vechi, l-am vândut, sunt cabinete medicale, da. Deci sunt proprietari medici de acolo și ia că arată așa cum arată. Le-am spus, dați-mi mie înapoi clădirea, vă reabilitez și vă fac, deci, cabinete medicale exact cum are la Comiceani. Să vă dea Dumnezeu sănătate. Și dumneavoastră vă mulțumim și sănătate multă.